Cea mai mare fermă de vaci de lapte din România se află în județul Buzău. Exploatația a fost fondată de fermierul Mihai Afiliu, iar în prezent de o mare parte din afacere se ocupă fiica acestuia, Alexandra. Bună ziua, mă numesc Afiliu Alexandra, sunt manager la ferma de vaci Afiliu din Amaru. Aici avem 4500 de capete, toate sunt rasa Holstein. La mulți undeva la 1600 de capete. Aici ne aflăm într-un graj de 960 de capete, este destul de mare, ventilat. O zi în fermă începe de dimineață, furajăm animalele, le verificăm, se fac controlele zilnice de către medicii specialiști. În momentul de față avem persoane aduse din Sri Lanka și o să mai aducem pentru că este destul de dificil. În ziua de astăzi, prea puține persoane vor să se mai ocupe de o fermă de vaci cu lapte. Este o muncă destul de mare și profitul întârzie se vadă, așa că prea puține persoane își doresc cel puțin să deschidă o fermă, nu am mai auzit. De închis, într-adevăr, din ce în ce aud că se mai închide câte una, din păcate. În prezent, laptele de la ferma din Amaru este livrat către procesatori și, deși prețul per litru este în creștere, fermierii nu își acoperă cheltuielile de producție. Este principalul motiv pentru care numărul fermelor scade, iar animalele sunt date la abator. Motivul pentru care sunt din ce în ce mai puține vaci de lapte Holstein la noi în țară sunt din cauza că fermierii nu sunt susținuți, cum sunt alți fermieri din Uniunea Europeană. Fermierii ar avea nevoie de subvenții. Am optimizat rațiile, am păstrat animalele doar profitabile în fermă, am abatorizat mai multe animale care nu mai corespundeau, încât să avem rații profitabile. Pasiunea Alexandrei e moștenită de la tatăl ei, fermierul Mihai Afiliu. Acesta a început cu ferma vegetală și continuă să investească în tehnologizarea ei. Harta pe care o vedeți este mândria firmei Afiliu. Avem aici 45 de pivoți pe care i-am montat pe surse proprii. Am început în anul 2008 cu acești pivoți după partea asta la altă și am terminat cu pivoții până la numărul 45, care i-am făcut în anul 2022. Acești pivoți, harta respectivă, sunt așa noștri de mânecă. Sistemul de irigații pe care l-am construit nu este pentru a ne îmbogăți, dar nici pentru a falimenta. Deci ne-a ajutat un an ca 2022 și un an ca 2020, în care noi avem resursa necesară să ne scoatem banii investiți și să ținem și ferma zootehnică care este compusă din 4500 de bovini. Irigăm aproximativ peste 3000 de hectare. Nu pot vă spune exact pentru că mai sunt pătrund un pivot cu altul și n-am făcut o situație exactă. Ce vă pot spune? Că nu mă opresc aici, cred că până la începutul anului următor o să mai fac cel puțin 10 pivot. Deja i-am comandat și o să vină din Franța. Am reușit plecând de jos, curățând canalele. După aceea așteptam să umple apa pe canale și irigam cu pivoții. După aceea am furat puțuri. Nici cu puțurile nu am putut face față. Și mai nou, până în 2008-2009, ne-am folosit de canalul CV2, care am făcut un stabilar, s-a ridicat nivelul apei și a venit gravitațional
a venit gravitațional prin să ne alimenteze tot sistemul de irigație. Ideile noastre au fost foarte bune, investițiile noastre au fost uriașe, dar și realizările și satisfacțiile sunt pe măsura muncii respective. Noi, de regulă, ca firmă, nu ne văităm, trebuie să găsim soluții, să rezistăm. Deci să nu falimentăm. Asta este lupta mea. Eu nu pot spune băncii că nu am bani să plătesc dobânda, nu pot spune salariaților că nu am bani să plătesc salariile. Nu pot face așa ceva. Această artă va fi mai stufoasă. La stația numărul 6, singura care n-am energie electrică, o să trag energie electrică, aici am generator, o să dau generatorul. Și noutatea care este în nord, o să fac stația de pompare SPP1 Sărăteni, care a fost construită pe perioada comunistă și n-a funcționat niciodată. Și eu o să o activez, fac alta nouă. De acolo o să irigăm cel puțin 1000 de hectare, cât eu și ceilalți membri ai asociației respective. Și aici, în zonă, o să mai comasez terenurile și o să mai fac pivot. O să vedeți, după părerea mea, cel puțin 55, că aveam 45, mai aduc 10. O să mai ridic pe încă 10 pivoți. Cel puțin o să ajung la 4000 de hectare, părerea mea. Planurile lui Mihai Filiu sunt ambițioase, de multe ori prea ambițioase pentru modul în care funcționează lucrurile în România. Așa că, nu de puține ori, chestiunile administrative sunt cele care îl țin pe loc. Ne aflăm într-un câmp unde ați semănat acum rapiță. Da. Și ce faceți aici? Faceți un drum? Deci nu. Am început lucrările pe autostradă, pentru autostrada A7. Ne bucurăm foarte mult că au început lucrările pentru autostrada A7, dar pământul nostru aproape că spune că ni s-a naționalizat, fără să știm nimic că pe aici o să vină autostrada, fără să fim informați. Uitați și dumneavoastră că nu s-a tras nimic, noi am semănat, n-am știut și ne-am pomenit cu utilajele astea aici. Repet, ne bucurăm că se face autostrada. Dar mie mi se părea corect ca prima dată să ni se dea banii și după aceea, statul fiind proprietar pe terenul respectiv, să înceapă lucrările. Dar ce am înțeles că se vor da 12.000 de lei pe hectar. 12.000 de lei pe hectar, acum nu se mai cumpără nici măcar 1.000 de metri cu 12.000 de lei. Vă repet, asta mi se pare că e o naționalizare. Aici am 40 de hectare pământ intravilan. Am avut proiect pe fonduri europene, aici trebuia să fac o fermă de vaci. Acum am înțeles că o să mi se taie vreo 6 hectare de aici. Dar, repet, suma care se anunță că se va da 12.000 de lei pe hectare, mi se pare o chestie derizorie. Am stat de vorbă cu managerul autostrăzii și mi s-a spus că așa s-a hotărât de guvern, că în 2005 au stabilit notarii, în 2005, că așa a fost prețul pe hectare, 12.000 de lei pe hectare. Sincer vă spun, nu mi-am revenit. De când am auzit cu 12.000 de lei pe hectare, nu mi-am revenit. Prețul unui hectare extravilan pe raza comunei Babana e de la 8.000-10.000 de euro în sus. Nici de cum 2.000 ceva de euro. Aici, fiind intravilan, aveam ofertă pentru panouri fotovoltaice care luam cel puțin 20.000 de euro pe hectar. Dar eu, de regulă, nu vând teren pentru că vreau să fac investiții, să investesc. Când ați aflat de... Păi acum câteva zile. Prima dată au făcut câteva gropi și după aceea... Și am aflat că aveam o suprafață de irigată pe rump și voiau să intre peste tarlaua mea și bineînțeles că nu i-am lăsat, i-am rugat frumos, am recoltat și după aceea am intrat. Nu mi se pare corect să iei să spună, fără să iei niciun ban și să spună și de râdere. De asta am venit cu cuvântul naționalizare. Hai mai bine să-l dăm cadou, să găsim altă formulă și asta este. S-au dat niște înștiințări generale, mai ales că noi am fost un pic surprinși că știți, la noi se vorbește joi și se începe peste 20 de ani să facă studii de fezabilitate, peste studii de fezabilitate și acum chiar am rămas surprins de două lucruri, de prețul derizoriu și de rapiditatea începerii. Pentru rapiditatea începerii sunt fericit, dar pentru prețul derizoriu sunt dezamăgit.
O să discut și eu cu partea juridică a firmei și vedem ce soluții găsim. Familia Filiu face agricultură într-un județ puternic afectat de secetă în acest an. Așa că toamna aceasta cu ploi este o gură de oxigen și o speranță pentru noul an agricol. Am semănat rapid, am observat că a început să răsară, trebuia să dăm cu un graminicid, suntem în București ca dată fermă de ploaie, investiția noastră e jur de 4-5.000 de lei până la momentul ăsta. Asta este. Anul agricol pentru noi a fost relativ bun. Având sistemă de irigație și mai a și plouat un pic, fiind aproape de dealuri, deci nu ne putem văita. Am făcut mâncare pentru cele 4.500 de bovine, stăm bine. Cât de mult au afectat creșterea prețului? Cel mai mult îngreșămintele și cu motorina, prețul energiei ne-a afectat, dar să nu uităm că și prețul care am vândut noi a fost, și prețul laptelui a mai crescut, și prețul cerealelor a crescut. E adevărat, de acum e o stagnare. Dar ușor, ușor prețul cerealelor să-și revină, adică să fie la un preț competitiv. Deci, repet, nu ne putem vedea. Ce anume vă îngrijorează? Păi, prețul, inputurile scumpe și nu știm prețurile la ce prețuri o să vindem cerealele. Deci anul acesta a fost extraordinar. A fost un an bun, un an pentru noi. Am văzut în țară situații deosebite, n-au făcut nici păioase, n-au făcut nici rapiță și nu fac nici floare și porumb. Noi aici, având sistemul de irigații, am făcut câte ceva. Deci e bine la noi. Pământurile trebuie comasate. Cu cât e suprafața mai mare de teren, cu atât poți pune sistem de irigații și atât îl poți munci cu mai eficient cu utilaje mari. Să nu uităm ceea ce ne-a învățat domnul Buzdugan, la 1000 de hectare trebuie să avem 3 muncitori. Deci până nu comasăm terenurile și și se vorbește de sistemul de irigații. Păi sistemul de irigații se face pe unde sunt pământurile comasate și firmele care au pământ cât de mult. E adevărat că pot face și cei care au 10 hectare sistem de irigații, dar acolo trebuie să pună legumicultură sau altceva care să câștige bani și să-l aibă comasat. Deci comasarea terenului e un secret. Noi, la noi, la momentul ăsta, o groază de suprafață de teren care nu știm al cui. Nu s-au făcut cărți funciare, sunt multe de spus aici. Dar nimeni nu a spus, după ce se face canalul Siret-Bergan, cât costă ca să se irige. Vă spun eu, în jur de la 5.000 la 6.000 de euro pe hectare. De ce spun asta? Pentru că eu, având tot sistemul de irigații pe care l-ați văzut făcut de mine, știu prețurile. Eu l-am construit eu și m-a costat mai puțin. Dar în momentul când ți l-a construit altceva, cu proiectare, cu cutaie, cu pete și cu SF, să avem sănătate și după aceea o să avem și satisfacțiile necesare dacă ne ajută Dumnezeu să ne dea ploaie. Observați că ne-a plouat un pic, mai așteptăm să ne mai plouă și mergem înainte cu drag și cu voie bună.